Cartea, putem deschide ședința de astăzi. Dăm cuvântul domnului Vas, procesul verbal, dacă sunt probleme. Dacă sunt probleme la procesul verbal de... Sunt două procese verbale. Da. Extraordinară și ordinară. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este Petru? Dăm cuvântul domnului Vas. Conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul din legea amintească publice locale număr 215 cu modificări și completări ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local ce va avea loc în ziua de 29.09.2017 ora 12.30 în sala de ședință a Consiliului Local cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcani. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani pe anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Heisu Vasilică, reprezentantul Comunei Balcani, în cadrul anulării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului pentru privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Balcani, județul Bacău, 5 diverse. Mai sunt și alte puncte? Nu. Dacă sunteți de acord cu ei, cine este Petru? Toți sunt. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. Aveți materialul, discuți. Aici este vorba despre fetele care au promovat. Da, dacă sunt în discuții, vă rog. Da. Îmi vine, dacă nu vreau să vorbesc, dar zic. Funcția de administrator public. Rămâne, văd aici, din nou, în aparatul specialitate, în organigramă. Eu nu știu dacă o persoană care lucrează la școală, 8 ore, de la 8 la 16 sau la 18, cum au ei programul la școală, în aceeași perioadă, că la, ziua se lucrează și la primărie, ziua se lucrează și la, și la școală, nu? Dacă ar fi într-un loc noaptea și într-una ziua, ar fi alt treabă. Poate să ocupe două funcții din bani publici. Aici 40 ceva de milioane salari într-un pe lună, mi se pare. Și de ce nu se poate restructura postul ăsta? Nu înțeleg de ce. Dacă îl aprobăm în Consiliul Local, și dacă avem vot majoritar în Consiliul Local, trebuie desfințat postul ăsta, pentru că nu e posibil din banul public să plătim 500 de milioane pe an de pomană, ca să nu spun altfel. Deci eu propun desfințarea postului de administrator public. Votat în Consiliul Local, Consiliul Local are puteri decizii, deci la tot ce este aici, sunt de acord cu toate funcțiile care sunt aici, mai puțin funcția de administrator public, pentru că nu și-are rostul, nu văd, nu-i văd asta. Atât. Sunt întru totul de acord cu ce a zis doamna consilier. În sprijinirea punctului meu de vedere, aș vrea să vă citesc ceva. Sper că se vede. Luat din monitor oficial al României, sentință civilă numărul 1590, din 31.03.2010, care spune în felul următor. Părâtul Rață Vasile, fiind profesor suplinitor la școala de 10 ani din satul Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, a fost recrutat în calitate de colaborator, turnător, persoană de sprijin pentru încadrarea informativă a celor 23 de cadre didactice de la școala respectivă. La data de 12.01.1988 a mai și semnat un angajament, preluând numele conspirativ de colaborator Gheorghiu.
Păi sentință, restul, tot felul de articole, invocate. La diverse. Păi nu, ăsta e omul cu care avem noi de-a face. Care domnul primar se încăpățânează și îl ține în funcție de administrator public. Un om care face o comunitate de râs, pe noi ne reprezintă. De-aia am citat chestia asta. Ca să scot în evidență ce fel de om a fost domnul Rață, care și-a turnat colegii de la școală și care acum chipurile este ținut în puf de domnul care mai are un pic și îi face statuie, domnul nostru așa zis primar. A doua problemă care aș vrea să o ridic pe lângă ce a spus doamna Vasilica. La ultima încercare a noastră de a desfința acest post, domnul primar a venit cu o hârtie fluturată așa foarte ostentativ de la prefectură, spunând că proiectul nu poate fi dus la împlinire pentru că nu a fost inițiat de primar. Acum avem proiect inițiat de dumneavoastră cu organigram. Eu propun în felul următor. Proiectul fiind propus de dumneavoastră, noi îl votăm cu amendament și ca să nu mai fie probleme, îl votăm cu vot secret. Fiecare votează ce vrea. Deci, proiectul va fi juridic corect, pentru că este inițiat de domnul primar și va fi votat în secret, dacă sunteți de acord cu propunerea mea. Da, eu propun. Și cred că în felul ăsta putem într-adevăr avea o șansă reală să scăpăm de acest turnător. Acest om care irită pe alții și care nu are ce căuta în birou, angajații primăriei. Mai ales că a ocupat funcția de primar atâta timp, îi cam ajunge. Și plus că nu face nimic în postul ăla de administrator, decât să stea pe banii oamenilor prin voința primarului actual, care a fost subaltern atâția ani, ca să știe. Deci, dacă sunteți de acord cu propunerea mea, eu cred că este foarte bună și s-ar putea realiza. Altceva? Da. Alte discuții? Aș avea și eu, în afară de ce o zis domnul Barna, referitor la postul de polițist comunitar. Deci, într-adevăr, noi trebuie să ținem că avem nevoie de ei, dar dacă totuși cineva a plecat în concediu, ar trebui să ținem pe care avem, să nu mai angajăm alții, să-i mai emoționăm. Nu, că îl scrie vacantarea postului. E vacantarea, că nu mai este pe post. Da, da, dar să nu mai fi. Deci înțeleg, sunt. La sunt. Poliția locală, la poliția mai, mai avem locuri vacante, dar nu agază. Da, deci care avem, îi ținem pe ei, ăștia, își fac treaba, nu-i nicio problemă, dar să nu mai angajăm altul. Să rămânem cu care sunt. Și eu asta am avut să spun, rămâne să vedem ce facem cu votarea. Sunt de acord cu ce a spus anteprimitorul, numai că este vorba despre doamna fostă secretară. Știu despre ce dacă nu mai este... Dar avem pe care îi avem, să ne mulțumim cu aiștia, fac treaba, nu pot să zic, au destul de pe cap, dar... sper că noi ne putem discuta cu care i-a venit. Nu pot să-mi discut, nu. Deci asta am vrut să zic. Nici la salarii, nici la... Nu. Da. A terminat. Doar câteva cuvinte. Am fost coleg cu domnul Rață în timpul cât a fost colaborator. Nu am suferit nici colegii mei din ceea ce a fost acolo. Acele angajamente se semnau foarte ușor, să știu fiecare care a trăit în perioada aia, poliția cum te găsea că e greșit cumva, cum te lua și te punea să semnezi angajament, că ai fost, că ești colaborator, că faci, că dregi, că nu știu ce, nu știu dacă, sau cei din colegii mei să spună dacă au suferit pe, că, și puteau să afle după Revoluție, când s-a reabilitat domnul Rață, puteau să afle dacă au fost turnați sau nu au fost turnați de domnul. Prin ce s-a reabilitat? Dumneavoastră, dacă nu, ați făcut o boacă, asta înseamnă că s-a reabilitat? Nu înțeleg de ce luați apărare.
Nu, asta e cuvântul meu și asta am fost colegul și asta susțin. Dar domnul Rață are 8 decizii, da? Da, a fost colaborator cu securitatea, deci nu contestăm noi sau... Păi nu, o contestăm, vedeți, nu a avut nimeni de suferit. Nu mai contează ce spune justiția în România. Dar nu, deci el are cum? A fost gârghiu, știm toată lumea. Ce v-am spus este așa, poate verifica oricine. Dosar 3406, a doua 2009, sentință civilă 1590, nu-s fabricate de mine, le găsiți pe site-ul oficial al monitorului oficial al României. Deci nu vorbesc eu prostii. Le-am imprimat de acolo pentru a scoate în evidență cu cine avem de a face. Orice alt lămurire mi se pare de prisos. Că n-a avut nimeni de suferit. Asta este exact cum ați spune dumneavoastră, că n-a avut deci nimeni de suferit la mineriadă, domnule, că Iliescu nu-i condamnat. Asta e ideea principală. Și are o bucată de pâine, deci nu-i necăjit. Trebuie să-i dăm noi din carte. Haideți ca să scurtăm aia. Când are teamă organigrama cu ciocă, veniți cu amendamentul. Păi ăsta e amendamentul, v-am spus. Corect, da. Votați, nu votați, stămâși toată ziua că a fost securist, când parcă a fost singur, omul a fost votat, a fost de 70%, și a făcut bine, datoria, nu a făcut cu nimeni. Acum dacă face, o fi făcut înainte, nu știu. Nu vorbim la organigramă de persoana care nu are nicio treabă în organigramă acum. Cu ce... E cum nu are nicio treabă în organigramă dacă apare nu, despre ce vorba în schimbarea în organigramă. Da, eu vă propun amendamentul, nu trebuie să fie scris, deci l-am făcut prin propunere verbală. Vreau să-l supunem la vot și să vedem dacă sunteți de acord să facem cum am spus eu. Dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot proiectul inițial. Cine este pentru? Inițial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Împotrivă? 6, 7. Deci proiectul inițial nu a trecut. Acum proiectul, deci proiectul a trecut cu... Adică amendamentul care... Deci cu amendamentul. Deci cu amendamentul. Propunerea domnului Barna. N-ai spus odată amendamentul? Deci amendamentul meu este să se propună organigrama inițiată de domnul primar cu desființarea postului de administrator public. Cine este pentru? Cine s-a votat. Pe ce s-a votat? Nu, noi am votat proiectul inițial. Acum trebuiește votată propunerea mea. Păi nu știu, vreți să facem vot secret? Mie mi-e este indiferent. E mai bun prin vot secret. Ca nu se face la organigram vot secret. De ce? Dacă Consiliul este de acord să facem... Deci legea, care pentru persoane fizice. Pentru persoane e vot secret, nu pentru organigram. Dar eu totuși nu înțeleg. S-au votat 6, nu? Nu, în cazul ăsta nu trece toată organigrama, cum am procedura care se făcut. Păi nu trece, că 6. Și? Păi 7. Noi suntem 7, cum? Da. Trece, cum? Deci cu amendamentul. Nu, dar s-a votat proiectul inițial și cine împotrivă. Și acum trebuie votat în cuvântul cu amendamentul. Așa e ca să fii corect. Deci dacă nu vreți vot secret, votăm vot deschis și asta este. Mie e indiferent. Mă gândeam că poate vrea și cineva de la PSD sau care s-au trecut la PSD mai nou să voteze împotrivă. Propuni și organigrama proiectului hotărâri. Păi încă nu ești hotărât. Nu vreau la fost. Dar el a votat. Supun spre aprobare proiectul cu amendamentul domnului Barna. Cine este pentru? 7. Da. Deci cât sunt pentru? 7? Și împotrivă 6. Împotrivă sau abține? Bun. Acum sunt curios să văd cu ce contestație mai venim. Nu trece. Ce nu trece? Ce nu s-a îndeplinit? Nu știu, dar venim noi. Perfect, ora cu ce venim. Da, dar
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani pe anul 2017. E vorba de banii pentru școli care au venit din TVA și am virat 20.200 de milioane pentru școala frumoasă, pentru că era o singura școală care nu are, nu am reușit să aduc lemn pentru tot anul. Avem tot anul rece. Pentru iarna. Pentru iarna. 2017 și 2018. Sunt lemni, dar trebuie uscate și nu avem altă posibilitate. Până la Crăciun sunt. Dacă aduceți, mai bine sunt scaiețe și nu sunt lucruri. Da, absolut. Nu mai trag, nu mai aduc patroni, nu mai au partid pe noi, care au achitat cu bani și nu putem cumpăra decât școala. Discuție. Domnul Gândar. M-ar interesa și pe mine și chiar și cetățenii i-ar interesa treaba asta. Comuna Balcan cât pădure are? 22 de hectare. Și noi, dacă nu avem lemne să cumpărăm, când nu găsim, nu putem să luăm din pădurea noastră? Nu se poate, într-o zonă foarte rău. Foarte rea. Nu e posibilitate de a se trage. De a scoate. Și pădurea primăriei în momentul când s-o tăia. Dau un exemplu, pe la Iuga, pe Uniesti. Deci și să taie, nu se mai împădurește? Ba, da. Vin copiii noștri și nu o să mai aibă pădure. Este pădure. Dacă este pădure, dați la școală. Păi ia să facem. Păi da, dați din pădurea primăriei. Dar nu avem decât 22 de hectare. Păi dar în atragere 22 de hectare, da. Când nu este, să avem material lemn, nu o să dăm la școală din pădurea noastră. Păi noi de ce avem pădurii primărie? Să o ținem acolo dar de parte zi. Nu se poate lucra, n-ai de unii cum scoate lemnul. Și aș propune, unde s-a tăiat pădurea? De exemplu, dacă mergeți la Leordă, nu mai este pădure. Să vorbim cu ocolul silvic, să o regenerăm, să plantăm, să avem pădurea noastră. Deci noi avem păduri în comună 22 de hectare și nu avem lemne de fiorușuri. Deci pe viitor să facem în așa fel, să întinerim pădurea, să punem puieți, ca și ei cresc. Să nu lăsăm pădurea ca să devină islam. Să regenerează. Eu am spus-o destul de clar. Primăria Balcani are pădurii. Și când nu găsim să cumpărăm, apelăm să o ținem noi un fond de rezervă. Apelăm la când este... Lemn, dacă nu se poate trage din zona unii, nu se poate scoate lemnul. Nu se poate, acolo e pădurea unii, nu se poate scoate lemnul. Domn primar, eu știu, nu v-a cus pe dumneavoastră. Dar era pădurii, era pădurii la Dumea și-au vândut-o toate, e pășunii. Și frumos așa ceva. Deci noi trebuie să facem în așa fel, ca primăria să aibă pădurii, ca primăria să facă drum să poată aduce. Când deci s-a tăiat pădurea aia, dacă nu pe timp. Deci era rumică și cu cine, eu știu cine era pe timp, cealaltă nu mai este izlaza. S-a dat-o la neam sau nu ce-a dat nici noi, nu. Este pădure, este pădure, noi trebuie să avem pădurii pentru școli. Nu avem exemplu pentru școli. Da, domnul primar, dar dacă noi nu ne ocupăm, să plantăm. Pe pășuni, nu nu pe pășuni, domn primar, dar nu are pădure. La Leorda, la Leorda nu-i pășuni. Dacă o schimbă destinată și pe la Leorda, dacă ați fost acolo în Leorda, să vedeți cine. Nu am fost. Ei, întrebat... E trecutul pășuni. Dar și nu trecută. Pășuni împădurit. Pășuni împădurit, asta vreau să-ți explic. Atât avem la județ pădurit. Deci noi atât avem 22 la Leorda, dar probabil că nu e pădurit, dacă nu știu. Deci avem la județ. Și la județ văzut. Pădurea de la Leorda s-a făcut islaz. Deci, dar e de mult, așa au fost trecut. Dacă așa e luat, împădurit. Și acum deci pădurit. Noi trebuie să ne gospodărim, nu. Pe nu ai voie să plantezi alt... pășuni. Dacă acolo e pășuni, nu avem voie să plantăm pășuni noi. Noi avem în actele primăriei 22 de hectare, care există pădurii. Și acele 22 de hectare nu ai aici la Ludașes? La Gheab. La Gheab. Am înțeles că se face drumul la Gheab acum. Nu e... Du-te să vezi despre ce vorbim, am fost acolo. Nu se poate lucra, nici cioclare, nu se poate lucra acolo. Am vrut să o dăm la ocolul silvic și nu o ia. Dar vă spune domnul Gânga. Și chiar să ai 22 de hectare, ocolul silvic îți marcă și îți marcă cu limite. Deci, rămas în 22 de hectare ai o densitate oarecare, îți poate da 50 metri cu asta de exploatare. Deci mai mult. Asta vreau să spun. Spre exemplu, în pădurile nu le putem face și nu luăm, nu putem lua decizii cum să se planteze. Pentru că asta se face în regim silvic și pe dar nu contează, domnule, ce e primăriei. Noi singurul într-un an de zile. Scuzați-mă un pic.
Singurul lucru ce putem noi, doar poate primăria să facă o adresă scrisă către Ocolul Silvic, dar noi nu putem. Exact la drumul județean aici la noi, da? Dar știam treaba asta, nu putem să plantăm noi. Știam treaba asta, dar pui echipa care e de la Ocolul Silvic, o face. Dacă spune că nu se poate, nu se poate. Ce vreți să faci? Eu trec în aceeași situație, sunt în cunoștință de cauză, eu am un teren la Balca Marginea, deci au fost păduri și acum chiar am stat de vorbă și trebuie să o trec în pășuni, că nu mai am ce să mai fac, de cu furat-o toată și nu mă găsit la fondul ăla. Hai să-mi proiectim pădurile, că bovinița dădea gratis, nu știu cât puie, și am încercat să-l facă. N-avem voie pășunii, deci că nu putem. Dacă nu mai sunt alte discuții, să punem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Proiectul de legătură acordarea unui mandat special al domnului Heisu Vasilică, reprezentantul Comunei Balcani în cadrul ADIP, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Discuții? Da, aș avea o discuție. Domnul Bunda? Domnul viceprimar, în ce calitate merge? În calitate de reprezentant din Consiliul Local sau din aparatul administrativ a primăriei? A primăriei, practic scrie, da. Da, a primăriei. Și dacă face parte din aparatul din UAT, la ce trebuie să ne băgăm noi consilierii? Dumneavoastră sunteți șeful. Trebuie hotărârea Consiliului Local. Și atunci nu vei să apărea normal să fie primit un consilier? Eu știu că dânsul ocupă, dacă ocupă, are deodată ce prezent vicii, acum e prezent pe post de consilier. Că ocupă postul de consilier, așa și îi, viceprimar e după ședință. Dacă mergi la Bacău în calitate de reprezentant din partea consilierilor, îl votăm noi. Dar dacă mergi din partea primăriei, nu dumneavoastră sunteți șeful, ce spuneți? Rămâne bun spus. Trebuie acum să aprobarea Consiliului Local. Nu trebuie de nu fac de la... Nu, eu am zis părerea mea. Dacă dumneavoastră spuneți, deci noi nu putem să ne punem împotrivă. Da. Dumneavoastră trebuie să trimiteți oamenii care aveți bază. Dacă aveți bază... Nu, exact ca și cu banii la școală. Cu primăria îi dă, dar trebuie să facem Consiliul cu aprobare. Corect. Discuții? Legătură cu ADIP, într-adevăr trebuie cineva ca să facă parte, bănuiesc, din adunarea generală. Da. Proiectul ăsta a început în 2013, după cât știu eu. ADIP, rețeaua de apă și canalizare nu trebuia început, parcă era 2018, 2022? 2016. Și când începe? Nu știu. În 2024. Dar nu depinde de noi. Asta e, când am, atunci, da, era, deci în 2013 a fost inițiat și trebuia în 2016 și 2022 să fie finalizat. Și noi când abia în 2017 trimitem un reprezentant să fixeze. Este reprezentantul, a fost domnul... Nu, dar întreb, domn primar, când începe inițiativa? Când din bani? Să fac contestații, sunt licitații. Știu, proiectul este zona de aici până la Moine și toată. Da. Reprezentantul trebuie fiecare an, doar trebuie să-l votăm bine. Dacă nu mai sunt alte discuții... Nu, eram interesat. Vorba de rețea de canalizare. Nu, da, aici spune în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor. Aș vrea să știu și eu cu ce tarife o să meargă acolo în interesul nostru. Păi, o să merg cu tarifele pe care aș le. Bineînțeles, sunt cele mai mici. Care? Păi spuneți-mi niște tarife. Depinde ce grilă de prețuri o să aibă atunci acolo. Și bineînțeles, o să... Și o să ne spuneți și nouă să ne trezim ca și cu gunoiul. Absolut toate vin adresă la noi, ca și la DIS, ca și la vin adresă și iar aprobate. El e reprezentantul primăriei în ADIM. Iar toate adresele vin la primărie și aprobate din Consiliul Local. Toate sunt transparenți. Da. M-am aprobat anul trecut la apă. Nu știu ce el și gata aprobă. Nu mai fost și cu groapa aia de gunoi. Nu, noi votăm, dar nu mai aflăm nici, ne trezim, trebuie să plătim. Da, celul la 1 și 2, da. Acum ne trezim să facă treaba, nu de plătit, până la plătit mai durează. Să punem la vot, cine este pentru? Să duc la deșepare. Poate, spune, e pentru. Contrar împotrivă?
am rămas. Și împotriva tuturor proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Balcani. În tot sar așa, unul, două pagini. E strategia care ne cere la prefectură să fie 2030, să avem când proiect de hotărâre. Deci este făcută 2013-2020, dar nu e aprobată de Consiliul Local. Urma controlului de la prefectură care am avut la secretariat, ne-am spus să o aprobăm pe Consiliul Local. Asta e. Dacă vrea cineva dosar, tot ce e acolo, nu rămâne costel. Deci noi votăm în 2017 un proiect pe perioada 2013-2020. Strategia a făcut 2020. Da, trebuia trecută prin Consiliul Local și nu a fost trecut. Asta e. Ok. Păi, și de ce nu s-a trecut din 2013 până acum? În proiectul ăsta de strategie intră și proiectele astea care sunt cu 1,3 milioane de euro care apar. Deci fără azi. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a asfaltează drumul ăsta județean. Nu s-a auzit nimic. Am vorbit la Consiliul Județean, vorba de o reparație, dar nu știu dacă în toamna asta. O repara la tăriță acolo, că era și o rupt o mașină de la Cristiană și o repara. Față cu biserica. Acolo, da. Pentru că acum știți, am păzut și noi, nu știu cum să caut cuvântul potrivit. Dacă se face și se asfaltează, să faci intervenție la stradă și să se asfaltează din nou și noi venim cu proiectul ăsta, bănuiesc că canalizarea vine prin asfalt, nu? Mai bine ar fi să amânăm. Să facem așa, nu asfaltezi, pentru că nu iar tai... Aici, de la primărie, e a doua casă. Am făcut casă, domnul ăla de la schid. Da, așa, da? Deci, am înțeles că a strâns cineva de o datule asta, da? Fundat de tot. N-o curățat. Eu m-am chemat un cetățean și m-am dus și am văzut. S-am confundat tot. Eu am fost acolo cu botul și au făcut. Deci o făcut, nu-i făcut. Deci, l-au fundat înapoi. Păi tot ăla care a făcut casa înseamnă că l-au fundat. E vorba de a doua casă, de la Cotuzina următoarea casă. Și nu merge, dacă plouă și vin așa, nu mai mergea. Faci trebuie de sfânt. Că e cu o intrare nou și trebuie leacă reparat acolo. Am ceva la diverse care trebuie să fie aici. Și chiar dacă vrei să rămâi. Domnul Badan? Eu aș vrea să vă rog, nu știu, să faceți o adresă tot la directorul. Din ce știu eu, pe drumul ăsta județean, noi lucrări nu putem face. Dar putem monta niște limitatoare de viteză? Nu, dar ca și comune. Da, am ridicat eu la urgență. Așa și? Nu s-a făcut o comandă. Am ridicat. Bun. Bun. Că e dezastru, că ăștia cu tirurile, cu viteză... Păi limită, deci, decretul, e clar, 50 la oră în localitate. Așa. Mai pun 50 la oră, dar nu, acum comandă. Avea fi smit, mereu la curbi, la... Limitatoarele de viteză? Nu.
dar nu indicatoare. A, tu spui pe jos. Alea sunt obstacoli, nu sunt limitatoare. Tot nu sunt limitatoare. Eu știu că se cheamă limitatoare. Poftim? Nici în oraș nu este să se pună limitatoare. Nu mai iau. La Mâniești ne-a spus. Cât trec cu vederea, nu mai e voie să mă pui. Păi toată Europa sunt, numai la noi. La Mâniești se scoase, era undeva la 80 de pietruri, nu mai sunt. Păi nu pui din alea, punem ciment în... turnat ciment. Știți cum ați la trecere de pietoni în străinătate? E dita mai bucata, toată trecerea de pietoni este pe ciment. Vine și te-o mendeală. Nu poți intervenim, asta te zbași să-ți miște tutirul și așa mergui. Nu, nu, că sare cabina. Nu poți. Peste alea nu pot trece. Dar zi, nu e radarul prin zonă, acum... Radarul nu mă ajută cu nimic pe mine când crapă casa. Radarul face banii pentru buget, nu mă încălzește cu nimic. Înțelegeți? Ar trebui să facă drumuri, nu să cumpere radare. Nu, dar chiar nici indicatoare, măcar indicatoare, eu am mai spus. Dar nu indicatoare, eu nu mă refer la indicatoare, indicatoarele nu fac nimic. Da, dar totuși, dacă, spre exemplu, el știe că trebuie să meargă cu 50, merge cu 70, dacă vede un 30, parcă... Dar nu poți. Nu se poate la noi în România, dar vă spun eu că eu am fost într-un loc unde 20-30, atât merge în localitate. Și eu că vrea să mă sapaz, dar nu fac eu. Nu. Au venit la ucicament 20 de oră. Mai are care vrea ceva de spus sau 20 de oră? Nu, eu n-am. Strânge semnături că oricine stă la șosea în spate la semna, că îți crapă casa, așa face trecerea cu tir. Domnul președinte, după... Am văzut, ca să termine domnul Barna și îi aveți cu votul. Domnul Gândar. Da. De asta l-a reținut și pe domnul Postel. Era discuția de banii ăștia care a venit de la PNDL, de 1,3 miliarde. Deci ne-ar interesa pe toți să ne explicați cam cum stau lucrurile, cum se face. De exemplu, hai să o luăm cu căsoasa. În calitate de consilier, noi trebuie să știm un lucru, ne trezăm atunci ca asfaltul de la Schitul Frumoasă, domnule, 4,20 m, nu trebuie tot palmă în plus. Vreau să știu și eu, la Căsoasa, câți metri de dig să faci, ce consolidări să fac, cum are lățimea asfaltul. Care poate să-mi dea eu explicație, dumneavoastră? Da, stai, data în ședința trecută, da, nu era filmat, și am fi repetat. Ai zis că 400 de metri am de zis eu, dar nu mi-ați dat o explicație. Păi nu, păi 400 de metri de dig. Ai zis că te duci și verifici proiectul la Cosel. Ai fost? Deci una a zis că mă duc să verific și alta ca să întreb. Una a verificat și alta să spuneți dumneavoastră. Păi ce să spun eu din proiect? Spuneți că aude lumea, e o ședință publică, da? Da. Așa, deci pe Căsoasa, câți metri de dig? 400, da? Asfaltul, ce lățime are? Proiectul, nu știu, m-am uitat în el, 4 jumate cu o sel, 4 metri, variază. Depinde cât... Dar nu-i cu supărare, domn primar. Dar și nu se supăr, eu ți-am răspuns. Până unde se face asfaltul la Căsoasa? Punctul. Până la podul ăla care duce spre Cercator. Până la podul, până la podul ăla de lemn, da? Bun. 1264 de metri, da. Eu sper că lămurită, da? La Schitul Frumoasă. Se face asfaltul până la Mănăstirea Veche, până la Mănăstirea de lemn? Nu. Dar era vorba că se face, domn primar. Băi, ați spus că prindeți în proiect. Ăla chiar este drum forestier. Deci noi am încercat acum să le luăm. Ăla chiar este drum forestier. De un interminat asfalt încolo, e drum forestier. N-avem ce să mai faci. Am încercat. Deja deci când ai zis tu că... Da, spune. Deci, de unde începi la Ghidionul drumul forestier? Da. De unde începi drumul? De la Știrbăț. De unde începi? De la Știrbăț la deal. Dar rândul trecut a spus că de la biserica la vale, de la biserica de la cimitir. Cum ai de la Știrbăț? Așa am știut de toate drumurile. Acum dați-mi o dată ceva fix. De unde începi drumul forestier deci la Schit? Deci eu de la Știrbăț, intrarea pe Știrbăț și până în păduri, drumul forestier, da? Da. Iar drumul de la Balcan până la Știrbăț, inclusiv Știrbățul, e drumul am comun. Am trecut la noi, eu vin hotărâri acum de la Consiliul de Administrație.
trecut din care, prin care e trecută la distanța primăriei. Da, domn primar, dar de ce n-am făcut acolo să luăm și drumul de la... Că e forestier și nu e... Dar nu se poate, domnule, drumul forestier și o luăm de la Gura și îl să luăm până la Rială. 50 de case, domn primar. Păi eu știu și ce vrei să mă bat acum cu guvernanță, cu miniștri. Da, în momentul, dumneavoastră când ați făcut acum... Cât am stat 3 zile acolo, asta am făcut. Deși s-au putut, am făcut. Mai mult nu s-au putut. Dar am... Chiar? Am pe viitor și rezolvarea în zona aia. Chiar vă rog foarte frumos, ca drumul de la Știrbăți până în capul satului să fie drumul nostru deci pentru oameni. Drumurile de care v-am vorbit până acum, prin hotărârii de guvern, erau a primăriei, în administrarea primăriei Balcani. În amenajamentul silvic... Stați puțin prin hotărâre de guvern. Da. Erau unde? În administrarea primăriei Balcani. Așa. Prin amenajamentul silvic era trecut la direcția silvică. Greșeala nu a fost a noastră. Nu a fost. Așa a fost de când, nu știu. Și acum am rezolvat de, numai, și în amenajament, prin aprobarea Consiliului de Administrație Rom-Silva, au trecut la noi. Astea 4 drumuri. Valea Frumoasei, Căsoasa, Zei, Știrbățu, și în bunul, Coma. Domnul președinte, vă rog să consemnați acolo ce am cerut. Acolo. Pe viitor să facem, să aducem drumul Gideon în custodia primăriei Balcan. Nu se poate, domnule, că oamenii aia să plătească taxe, să impozite și noi nu putem face lucrări cu hop că iau acolo. Nu se poate așa ceva. S-au făcut niște greșeli în trecut, noi hai să le reparăm dacă putem. Eu asta lucrez. Păi asta și facem. Repar, eu zic că le repar. Când stau în mandatul ăsta, le repar. Pe toate. Altceva. Am văzut că ați dat pe Facebook drumul de la podul de la Olar. Da. Toate-s bune de făcut. Dar dacă eu am cerut să mergeți dumneavoastră la Gideonul, deci eu cred că nu există pod în raza Moineștiului, mai rău ca acela și trecem ajung de 60 de tone. Oare la ăla nu se poate interveni să facem ceva? Ba da, le fac pe toate. Eu știu că se fac pe toate, da? Dar podul ăla era, cred că v-am spus, e cel mai... Pentru e pentru trafic, da, nu e pentru mine. Domnul, dacă toate și pischietul ăla, toate sunt mai importante. Am făcut câte diguri am făcut acolo, trebuie să fac ceva și pe Frumoasa, trebuie să fac și la Balcan, că toți plătesc taxe și impozite. Domnul primar, eu îi repar pe toate. Ați făcut la Frumoasa, bine că le-ați făcut. Ați făcut și căminul și asfaltul și podul, am făcut cămin, am făcut și asfalt, am făcut și poduri, am făcut și... Cum n-am făcut? Diguri am făcut. Eu v-am spus, digul ăla și cu podul de la Ghidion, nu se duce în jos, chiar vreți să-l lăsăm, domn primar? Cade cu drobul de sare. Luăm copilul dacă cade drobul de sare. Deci... Nu ți se pare că prea mult să le fac? Nu mi se pare. Din ce să le fac? Domnul primar, mie mi se pare că trec mașini din tonaj. Dacă n-ar trece mașini din tonaj, n-ar ce exista. Și la Frumoasa trec și la Lutaș și pe tot trec mașini din Lutaș. Podul ăla e de 30 de ani și mai duci. Dar le repar pe toate. În primăvară mă apuc de pod. Am cerut la terminul... La al doilea termen. Da. Să facă și la noi stațiile. N-ați reușit. Eu vă demon... reușit, doamne. S-au apucat, dar ce vrei cu 4 oameni să fac 7, 10 hectare? Știți cât durează la o stație să o fac? Eu în 2 ore fac. Fă-o. Eu fac în 2 ore. Da, nouă. Dar s-a angajat o primărie. Păi atunci lasă să-mi fac treaba. Uitați, da, să-mi fac treaba. Ți pare că stau băieță deja băi văzut. Stai framul la schi, da? Da. Așa. Cum da nicio legătură? Cu stația? Se putea duce în 2 ore să facă stați de aceea acolo. Le face, pe toate le facem, dar cât? 2 ore, nu mai stau. După parcă ar sta băieții geaba, lucrează dimineața până seara. Nu știu, peste până. Poate să întreb reușim să asfaltăm o uliță a bisericii toate? În proiect e prins în uliță a bisericii. Gideonul a fost, și Gideonul a fost prins, dar Gideonul cu Gideonul a fost. Asta încă n-am terminat, mai am un punct de spus. Am fost la Niștiutul. Se duce podul, nu trebuie, 4-5 stare de cimea și se poate face. În jumătate de zi, într-o zi, o poate face 3 băieți. Deci podul care e la Niștiutul, podul ăla de tablă, dacă, acum nu mai vine apa, dacă vine o apă, se duce podul jos. Deja o vecine pe acolo, trași-o pus creni. Deci se poate face. Deci,
ca să le amânăm, tot le amânăm și la urmă... Cât e, auzi, atunci când s-ai făcut deodată toate casele nu în timp? Domn primar. Ce am făcut eu acum într-un an zile la drumuri, poduri, așa, nu s-au făcut de atâți ani. Cât poți? De unde să le faci? Dar spune, dar uite o leacă la buget. Mă uit la buget. Păi? Mă uit la buget. Eu nu de acum pot să mai fac la frumoasă, dar la anul când vine, la anul când prinde bugetul... Stați puțin, da? Vă las pe urmă. Păi eu ce v-am spus la buget? Mai tăiați din cheltuieli... Am tăiat și din cheltuieli. De unde ați tăiat alea care ne-am bătut noi pe ele? N-ați vrut să desființați nici postul de administrator, n-ați vrut să desființați nici poliția locală, n-ați vrut să desființați nimic prin care să faceți economii. Deci că tu ai stai un primar, nu se desființe niciun post. Poftim? Nu o să dau opinii mei afară cât stau eu. Dar nu-l dați dumneavoastră acolo. Una e să dai afară, alta este să faci economii din bani public. Fac economii și le fac pe toate cu economii. Uitați vă leacă și prin alte părți și la noi și cum păi la tocmai, lumea. Păi tocmai, mă doare sufletul ce văd prin alte părți și când văd bătaia de joc de la noi. V-am explicat cu căminul, nu? Da, noi aer condiționat la cămin. Nu, este budă. Apa din chiuvetă nu curge pe perete. Căminul nu-i vopsită în față și în spate, e plin de balauri. Ca la Balcani. Căminele nu au geamurile prinse cu holșurub, să deschid geamurile acolo. Da? Deci bătaia asta de joc, că ați spoit trei școli și ați acoperit cu tabla cea mai scumpă, dați-vă un pic din fața camerei, vă rog. Ah, e filmat, adică n-ați mai stat. Și ați spoit tabla pe școli. Domnul, dar am auzit bășcăria asta, v-am spus că nu vă stăm. Faptul că v-ați bătut joc de banul public timp de 20 de ani nu e o mândrie, domnul Luca. Pentru mine e o mândrie. E o mândrie. Și fac eu în comun asta, e o mândrie. Furați banul public și vă bateți joc de oameni. Furăm și noi. Mulțumim, domnule. Furați în continuare. Domnul Murea, da, ce tărână și viza.